Nașterea Domnului. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a treia. Bine v-am găsit, dragi elevi! An de an, așteptăm cu nerăbdare sărbătorile de iarnă. Cea mai mare bucurie o avem pe 25 decembrie, ziua nașterii Domnului sau Crăciunul. În clipul de astăzi vom vorbi despre nașterea Domnului și vom vedea că atât copiii cât și toți oamenii sărbează această zi cu mare bucurie. Voi știți unde s-a născut Hristos? Așa este, s-a născut la Betleem într-un staul. Și tu, Betleeme, din tine va ieși stăpânitor peste Israel. De unde aflăm acest adevăr? Da, aveți dreptate. Sfânta Scriptură este cea care ne învață că nașterea Domnului a fost vestită de sfinții proroci și însoțită de semne minunate. Ei au arătat timpul și locul în care se va naște Domnul din Fecioara Maria și multe alte semne și întâmplări din viața sa pentru a fi recunoscut de către oameni. Primul colind. La nașterea Domnului, bolta s-a deschis larg și în cuprinderea ei mulțime de îngeri lăudau pe Dumnezeu. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni, bunăvoire. Acesta a fost primul colind prin care ni se vestea nașterea Domnului. Închinarea păstorilor. Tot îngerii au fost cei care au anunțat pe păstorii aflați în apropierea iezlei că li s-a născut Mântuitor. Îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci iată, vă binevestesc vouă o bucurie mare, care va fi pentru tot poporul, că vi s-a născut azi Mântuitor, care este Hristos Domnul. Aceștia au mers la iezlea indicată de îngeri și, descoperind pe pruncul sfânt, i s-au închinat. Dragi copii, noi putem să vestim oamenilor nașterea Domnului după exemplul prorocilor și al îngerilor? Așa este, aveți dreptate. Copiii vestesc nașterea lui Hristos prin colinde. Colindele sunt cântece deosebit de frumoase, care ni-l aduc pe Dumnezeu în casele noastre, iar cei care cântă colindele sunt purtători de Dumnezeu, reprezentând chipul îngerilor care au vestit nașterea Domnului. Cum ne pregătim să întâmpinăm nașterea Domnului? Bravo! În fiecare an, noi ne pregătim pentru nașterea Domnului prin post, rugăciune, spovedanie și împărtășanie. Acestea ne aduc aminte de păstorii care i s-au închinat și de cei trei magi care i-au adus daruri. De Crăciun primim și oferim cadouri. Această tradiție își are originea în darul pe care Dumnezeu ni l-a făcut prin nașterea Fiului Său. Ne pregătim împodobind casele de sărbătoare, așteptăm colindătorii și sub bradul plin de globulețe descoperim cadouri. În noaptea de dinaintea nașterii Domnului, Moș Crăciun aduce daruri copiilor. Această tradiție este legată de cei trei magi de la răsărit, care l-au întâmpinat pe pruncul Iisus cu daruri alese, aur, zmirnă și tămâie. Îndemnuri pentru micul creștin. Să te pregătești pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Să vestești nașterea sa prin colinde. Să faci daruri celor din jur. Să-ți ajuți părinții la pregătirile de Crăciun.
poți da și alte exemple? Alege 3 îndemnuri și notează-le pe caiet. Să reținem. Nașterea Domnului a fost vestită în Sfânta Scriptură prin multe profeții. Creștinii vestesc nașterea lui Hristos prin colinde. Ne pregătim pentru această sărbătoare prin post, rugăciune, spovedanie, împărtășanie și daruri pentru cei dragi. Nașterea Domnului le umple sufletele de bucurie, de aceea oferim celor dragi cadouri. Să aplicăm. Sărbătoarea nașterii Domnului ne îndeamnă la dărnicie. Cum putem să facem un Crăciun mai frumos și celor nevoiași? Scrieți în caietele 3 exemple. Ne jucăm și exersăm. În cutia surprizelor de Crăciun poți să pui 5 cuvinte. Din exemplele următoare, alege-le pe cele potrivite pentru tine. Hărnicie, ascultare, dragoste, mulțumire, respect, recunoștință, atenție, bunătate, generozitate, sinceritate. Colind depus la suflet. Larg deschideți poarta sufletelor toate, n-am venit să cerem, ce-am venit să dăm, dalbe și altdalbe, flori adevărate, ca și vestea bună, ce o colindăm. O epografie a imaginilor.